Pe 28 octombrie 2022, după o ședință PSD de la Buzău, șeful PSD, Marcel Ciolacu, și anunța sprijinul pentru Gabriela Firea pentru primăria capitalei. 15 luni mai târziu, la finalul ședinței Comitetului Politic Național, l-am întrebat pe Marcel Ciolacu dacă încă o sprijină cu aceeași certitudine pe care o declara la Buzău pe Gabi Firea pentru primăria capitalei. Eu am avut cu toate județele, cu toți președinții de județe, am avut întâlniri și am întrebat cine candidează la Consiliul Județean, cine candidează la municip. Repet, sunt două, trei excepții unde mai facem sondaje de opinie. Când am vorbit despre București, despre fiecare sector în parte și pe urmă de primarul general, doamna Gabriela Firea și-a asumat candidatura pe București. Am întrebat dintre primarii de sector și ceilalți dacă își asumă altcineva o candidatură la primăria generală. Dar dumneavoastră, și nimeni nu și-a asumat. Pentru Gabriela Firea lucrurile nu sunt clare, dar spune că partidul ar trebui să anunțe cât mai repede viitorul candidat. Am auzit și eu aseară diferite propuneri, să se realizeze mai multe sondaje, să existe alegeri preliminare. Sunt total de acord. Chiar voi propune să fie și la noi, dacă decizia nu este foarte clară, fermă, vizibilă, să se organizeze și la noi preliminare. Gabriela Firea susține că va candida pentru primăria București doar dacă are sprijinul partidului și nu ia în calcul o eventuală candidatură independentă.